la 200.000 de kilometri. Și foarte puțin zic, pentru că tot o să se strice la mine. Salutare tuturor și bine ați venit la al doilea episod din seria EA888, motorul de 2 litri turbo pe benzină. O să trecem imediat prin răspunsurile voastre. Avem 93 de răspunsuri la acest chestionar. Și dacă cumva este prima dată când ești pe canal și prima dată când și nu știi exact ce e cu seria asta, e bine, noi facem o serie despre fiabilitatea motoarelor, atât diesel cât și cele pe benzină, din grupul Volkswagen, după care o să mergem și la toate celelalte mărci. Pentru asta eu o să fac câteva episoade în care povestesc despre motoare una și alta, după care mergem la studiul acesta, este practic un formular, vă las un link mai jos și acolo puteți să completați date cu privire la fiabilitatea motoarelor pe care le aveți. Este important să aveți motoarele astea și să aveți experiență. Ne interesează ce bani ați băgat în ea, dacă considerați că e fiabil sau nu, e performant sau nu, cât consumă, din ce an este, ați luat-o nouă sau second hand și dacă considerați că este un motor fiabil în general. Da, deci nu ne referim la toată mașina, dar ne referim în special la motor. Și apropo, mulțumesc tuturor celor care ați făcut asta. Dacă vă place conținutul, dați un subscribe, dați un like, cam asta este, să ne apucăm de treabă. Bun, deci avem 93 de răspunsuri cu privire la această întrebare. Marca preferată, marca cea mai des întâlnită este Volkswagen, după aia Audi și Skoda și Seat la egalitate. Desigur, nu este studiu reprezentativ pentru toată piața, că nu știm câți au așa. Bun, ia să vedem ce modele aveți voi aici. Avem Golf 5 GTI, Tiguan, Cupra, Passatul, Kodiaq, Skoda, Q5, Audi S3, T-Roc, bam, bam, bam. Uite, asta este o mașină interesantă, BMT cu 280 de cai, foarte mișto, se mișcă super bine, am condus-o de asta. GTI-uri, Audi TT. Apropo de chestia asta, din câte știu, cel mai puternic motor este totuși pe Audi TT, nu pe Golf 7R 4Motion 360. E posibil motorul de pe Audi TTS să fie mai puternic. Dacă greșesc, corectați-mă în secțiunea de comentarii, aștept. Așa, ce mai aveți? Era unul Audi B74 TT. Seat Leon Cupra 300. Mișto. E tunat sau nu e? Este din fabrică. Bun, ia să vedem. Din ce an este mașina ta? Aici avem o repartizare foarte interesantă. Ăștia de aici pe care îi încercuiesc acum, inclusiv 2008, ăștia aveți motorul EA113. Este cel cu distribuție pe curea, este motorul vechi. Din 2008 a început generația 1 a motorului EA888. Așa, și probabil ăștia de aici de prin 2015-16, ceva de genul ăsta. Să zicem și ăsta, dar nu sunt sigur dacă și 15 inclusiv, aveți generația 3, deci motorul mult mai avansat și ar trebui să aibă mai puține probleme decât celelalte motoare. Câți kilometri are mașina ta? Avem 60 de răspunsuri. Majoritatea crede că mașina are 150.000 până la 200.000 de kilometri. Și foarte puțin zic, da, frate, are peste 250.000 de kilometri, asta este. Desigur, la asta cu kilometri niciodată nu poți să crezi 150.000 până la 200, că mașina acum 5 ani avea 150 până la 200, acum are 150 până la 200, acum 10 ani avea la fel, deci nu putem să ne bazăm pe cifrele astea. Cod motor. Era aici cineva care a scris ceva foarte interesant. Cod motor, nu știu. Ia uite, cod motor BMW. Foarte mișto. Ce putere are motorul tău? Aici am trecut tot felul de versiuni de putere. Treaba este că sunt tot felul de puteri, sunt foarte multe coduri de motor și am lăsat versiunea maximă de 230 de cai. De obicei, mașinile care au peste 220 de cai au alți segmenți și pistonul este din alt material, axele cu came sunt din alt material, deci astea sunt high performance. Au alte piese mai bune și mai rezistente decât motoarele între 170 și 220 de cai. Asta am observat de-a lungul timpului, așa.
Ia să vedem acum ce piese majore ați schimbat și vă rog să rămâneți până la finalul clipului ca să vă spun de ce este reprezentativă chestia asta. Piese majore. N-am schimbat nimic. Nu, nimic. Momentan nu am schimbat nicio piesă majore. Nu. 12.000 de lei. Cam nasol. Singura problemă gravă, clapeta de accelerație, așa, cilindru, ambreiaj, turbină, galeria de admisie, recondiționat turbo, 1.400 de lei. Foarte ieftin. Ambreiaje de STG, 3.000 de lei, piese manoperă, bam, 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 pompa de înalte. Ăsta a plătit aici un pic cam mult la Porsche. Ar fi trebuit să fie un pic mai ieftin, dar s-a dus la Porsche. Așa, distribuție. Ia să vedem. Bam, 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 bam. Nu a schimbat nimic, e tânără mașina, role cu rea. Valva PCV, 7.000 de lei s-a spart o supapă. Am înlocuit toate piesele care duceau la depinde ce supapă. Pistoane biele cu zinez, galerie de admisie, 4.000 de euro. Asta este cea mai mare cifră pe care am văzut-o acum. Practic a segmentat motorul și a fost reconstruit motorul ăla. Ambele distribuții, nu știu ce înseamnă ambele distribuții, probabil se referă la faptul că motorul ăsta are un lanț de distribuție și mai are încă un lanț între axele de egalizare pentru vibrații, da? Deci unul în stânga și unul în dreapta. Probabil se referă la chestia asta, nu știu, ambele distribuții, nu știu la ce, sau distribuția de două ori, nu știu exact ce a vrut să zică. Refăcut motor, 7.000 de lei versus ăla cu motorul de 4.000 de euro, foarte ok prețul. Pompă vacuum, valvă PCV, ulei filtre, bla bla, segmentare 1.500 de euro. Deci putere actuală 340 de cai, ăsta a schimbat turbina, mă aștept. Cum ai cumpărat-o? Majoritatea dintre voi ați cumpărat-o second hand, mă și așteptam la chestia asta, și fiabilitate. Treaba asta cu fiabilitate este foarte subiectivă, pentru că oamenii care cumpără aceste motoare sunt în primul rând pasionați de motorul ăsta, s-au interesat cu privire la fiabilitate și îi iartă tot felul de inconveniente. Da? Deci oamenii cumva se așteaptă. De-aia am scris acolo defecțiuni nedorite, neașteptate în timp, dar nu poți să controlezi ce scrieți voi aici. Deci majoritatea ați spus că e un motor fiabil, mă mir. Așa, bun. Să vedem mai departe. Cât ulei consumă? Aici mă aștept să consume mult ulei, dar voi ați spus în proporție mare că nu consumă deloc sau foarte puțin. Desigur, ce înseamnă puțin? Un litru la 3.000 de kilometri, pentru voi e puțin poate, pentru mine nu. Dar după aia erau mai multe lucruri de selectat și a scris că totuși nu consumă așa de mult ulei. Costuri de întreținere anuale. Vedem că vă încadrați în zona asta de aici, deci acceptabile și mari. Desigur, chestia asta este subiectivă pentru că te aștepți ca la o mașină de asta costurile să fie mai mari. Consum. Evident, consumul nu are cum să fie foarte mic. De aia majoritatea dintre voi a scris că are un consum ok-ish, pot trăi cu el. Iarăși este un lucru foarte subiectiv. Performanță. Foarte puțin a zis, este praf. Nu știu cine a scris chestia asta. Când ai o putere de la 180 de cai în sus, nu poți să zici că mașina este lentă. Dar majoritatea ați spus, frate, mașina trage. Ai mai cumpărat odată acest motor? Și 74% ați spus da. Ăsta este un procent mult mai mare decât la 1-2 TSI, unde oamenii au zis 62%, ceva de genul că ar mai cumpăra. Deci este un procent 12% în plus, frate. Adică, și v-am spus în mintea mea, ca un motor să fie fiabil, cifra asta de aici ar trebui să fie în jur de 80%. Bun, cam ăsta a fost răspunsul vostru. Vă invit să completați formulare și pentru celelalte mașini, pentru celelalte motorizări și în curând o să fac formulare noi, în câteva zile, pentru alte mărci și modele. Deci vă rog să completați și acolo și vă mulțumesc. Acum vreau să vă zic părerea mea cu privire la ce aș face eu și fiabilitatea din punctul meu de vedere. În primul rând, mi-aș cumpăra motorizarea asta? Da, cu siguranță. Pentru că îmi place performanța, îmi place ca o mașină să tragă bine. Încă n-am făcut niciun video pe YouTube să vedeți cum conduc eu o mașină de high performance. Oarecum o mașină personală pe circuit sau cum conduc pe stradă și așa. O să urmeze după ce trece coronavirus. În primul rând, dacă eu mi-aș cumpăra o mașină, mi-aș lua un Golf GTI. Îmi plac GTI-urile
Și ce este fain la ele, pe lângă putere, este că sunt destul de ușor tunabile. Deci aș lua un stage 1 sau un stage 2. Totodată, nu aș cumpăra o mașină cu motorul ăsta de la cineva care îmi spune nu am băgat niciun ban în ea, nu s-a stricat nimic la ea. Păi de ce? Pentru că tot o să se strice la mine. De asta. Vreau o mașină ceva mai veche, poate generația de motoare 2, să zic, gen 2 sau gen 1, sau poate fostul motor l-aș lua EA113, pentru că între timp, să zicem că astea nu erau motoare fiabile la început, dar oamenii după aia au început să schimbe la ele și piesele nu sunt ieftine. Aș vrea un motor care are distribuția făcută cu întinzătorul nou, cu valvă PCV schimbată, cu variator schimbat, cu distribuție, cu, înțelegeți? Adică piesele noi de la Volkswagen au fost modificate și au fost rectificate de-a lungul timpului și vreau piese de generație nouă, chiar dacă sunt puse pe motorul vechi și desigur mi-aș dori ca motorul să fie deja segmentat, desigur aș fi dispus să plătesc în plus pe chestia asta. Deci în opinia mea, dacă cumperi un motor în care au intrat bani, motorul este fiabil, nu este nefiabil și cam așa aș gândi eu achiziția asta. Dacă sunteți de acord cu mine, ok, dacă nu, vă rog să mă contraziceți în secțiunea de comentarii și abia aștept să văd care sunt motivele voastre. Dragilor, ăsta a fost episodul 2 cu privire la fiabilitatea acestui motor. Mulțumesc că ați rămas până la final. Vă invit să completați formularul de mai jos din descriere, să vedem și mai multe date, pentru că sunt foarte interesante. Mă ajută atât pe mine, dar ne ajută pe toți ceilalți. Am lăsat formularele publice. Deci, uite, cineva a mai completat acum încă ceva, dar nu mai putem să luăm în calcul. Așa, vă rog să lăsați un coment în secțiunea de comentarii. Dacă vă place conținutul Mașina Potrivită, dați un subscribe. Uitați-vă și pe Instagram, aruncați un ochi acolo și puteți să intrați și pe Facebook să vedeți ce mai fac eu. Dacă aveți idei cu privire la ce aș putea filma zilele astea, că oricum stau în casă, vă rog să le ziceți în secțiunea de comentarii. Dragilor, mulțumesc că urmăriți Mașina Potrivită. Nu luați virus, stați în casă și până data viitoare v-am salutat. Pa, pa!